ACS Dumbrăvița a disputat al doilea meci de verificare în actualul stadiu de pregătire. Elevii lui Florin Macavei au învins cu scorul de 1-0 formația din Sâniculau Mare. Rădulescu a marcat singurul gol al partidei la 8 minute de la începerea jocului. Următorul meci de pregătire este programat miercuri 3 august în compania celor de la CS Millennium Giarmata.